Foarte, foarte frumos. Bun, deci ce-ți dorești să fie anul ăsta și ce nu-ți dorești să mai fie cum a fost anul trecut? Vreau să spun un lucru, că pentru mine 2017 a fost superb. Am vorbit la sfârșitul, dacă ți-ai aduce aminte, emisiunea cu Corina și cu Margareta. Știu. Nu mai mi-aduc aminte. Da. Vreau să spun că la un moment dat, fără momentele dureroase care au fost în viața mea atunci, tuturor, nu numai da, viața da. Mea, marcat. A fost un an foarte bun, foarte frumos, dar că, na, ne-au plecat niște prieteni, niște oameni dragi și aș vrea să nu se mai întâmple lucrul ăsta. Nu mai rezist psihic la durerea asta. Este durerea prea mare, au plecat prea mulți prieteni. E adevărat. Prea mulți prieteni și nu mai vreau și nici nu vreau să mă gândesc. Că mai ales după Stella am rămas îngrozitor de rănită. Este probabil o rană. Eu nu sunt o persoană care să mă duc să fac panoramă pe la televiziuni, să povestesc eu cât de tare mă doare ce s-a întâmplat, cât de tare mare artist a fost cine? Și ea și Marina Scupra și Dumitru Lupu, au fost atât de mulți, atât de multe valori. Ce să spunem despre ei care au fost niște mari oameni, artiști? Nu, n-are sens. Ce putem noi spune? Nimic. Și să-mi spun durerea mea e acolo și o am în mine și salut. Și a fost un an bun. Un an foarte bun. Cu spectacole, cu întâlniri, cu emisiuni, a fost frumos. Și apogeul cultural, că am terminat aceste 21 de piese. Bravo! Bravo. O să ascultăm și seara la Chișinău. O piesă, peste câteva minute. Dar, practic, deci a fost un an bun, dar anul ăsta e mai greu, pentru că poate ești cum fără mulți prieteni, nu? Foarte ai rămas poate puțin mai singură în suflet. Golul care nu se va umple niciodată. Mai ales că sunt oameni cu care ai fost împreună, da. Ai lucrat. Oameni pe care i-am iubit imens, îi iubesc și voi iubi toată viața mea. Dar ei vor fi tot timpul. Nu pot spune că au fost. N-am să spun niciodată, până în ultima zi a mea, că au fost. Eu nu pot să mă despart de oamenii pe care îi iubesc. Nu pot. Niciodată. Ei rămân oricum în inimile noastre. De asta am zis, ei sunt în mine. Ei sunt aici, în sufletul meu. Nu, ei sunt în sufletul meu, sunt aici. Sunt cu mine, vorbesc cu ei, să nu creadă lumea că-s nebună, dar vorbesc cu ei pentru că... Chiar așa, cum? Asta cum, e. Cum, adică vorbești gândindu-te la ei? Da, gândindu-mă la ei. Și știu că mă ajută. Ei sunt... asta e, hai să nu mai vorbim. Adică că... ca un fel de înger păzitor, în sensul în care este... Nu știu, nu cred în chestia asta cu înger păzitor, nu. Credința mea este numai Dumnezeu, El este și îngerul meu. El mă apără, El e lângă mine și probabil că are un plan cu fiecare. Cu tine are treaba aici că, multă. Știi care e chestia? Toți suntem datori. Categoric. Mai devreme sau mai târziu. Dar îmi pare rău de tot ce s-a întâmplat. Parcă a fost așa o ciumă neagră. Ultimile luni. Da. Ultimele luni ale anului 2017 a fost o ciumă neagră. Mă rog, sperăm să nu mai fie, să nu mai fie durere, să nu mai fie boală, îmi doresc foarte tare. Că suntem atât de răi, atât de răi, Cristi. Mă uitam acum, hai că așa, am pasat, o să aduc aminte de ce se întâmplă, l-am văzut pe Sandu, pe Arșinel, astăzi, da. Ducându-se... la diferite instituții din acestea... De anchetă. Este groaznic. Știi că eu am fost la tine în emisiune când am fost revoltată de povestea cu Sandu, cu operația da, atunci. Da. Da. Nu se poate, este inadmisibil. Este un mare artist. Oameni buni. Avem și noi dreptul la un pas înainte a tuturor. Pe bune. Noi vă bucurăm sufletul. Un pas... Ce a făcut? A furat... A făcut ceva rău, m-a durut sufletul. Atâta durere în jurul nostru și m-am uitat la Sandu care are el hazul lui. Da. Face haz de necaz. Da. Era, avea zâmbetul ăla trist, amar. Nu se poate să fim atât de răi.
Și după ce, Doamne ferește, unul dintre noi se duce, vai ce l-am iubit, se duc acolo cu lacrimile alea de crocodil, ce mare artistă, ce mare... De ce suntem atât de falși? Nu ne bucurăm că s-a făcut bine un mare artist și poate să revină pe scenă? Ce-i tâmpenia asta? Ce-i nemernicia asta? Răutatea asta? Toată ziua astăzi am fost revoltată până când am schimbat canalul, de fapt pe toate posturile era chestia asta, atât de tare m-a intrigat, n-am mai putut să mă uit la televizor. Nu se poate, să fim atât de răi. De ce să fim atât de răi? Ce a făcut omul ăsta? Sau altul? Că sunt multe cazuri, da, că durerea e mare, dar el merită un pas înainte, că n-a făcut nimic mai mult. N-a făcut nimic. Uite, l-a apreciat doctorul acesta și l-a luat pe Alexandru Arșinel înainte. Ce mare brânză a făcut? Ce a făcut o crimă? Mira, rinichiul acelui om era compatibil cu al lui. Cu al lui, bineînțeles. Dar să stai să explici, crezi că te-ar înțelege cineva? Nu, pentru că este răutatea care imediat... Nu e frumos. E răutatea oamenilor care ne privești și spun, ce crezi că dacă ești ceea ce ești... Ai dreptul. Da, ai drepturi în plus? Nu, am întâlnit de foarte mult. Da, ai drepturi. Pentru că noi, pe undeva, suntem măscăricii voștri. Voi râdeți și plângeți cu noi. Și vă bucurăm, și vă bucurăm sufletele. Acordați-ne o șansă. Acordați... Artiștii mor cel mai repede. Pentru că se consumă. Așa. Acordați-ne o șansă. Să credem noi că... Uite, ai văzut ce s-a făcut pentru noi? Că de fapt nu s-a făcut. S-a făcut cu mare efort, cu bani, cu tot, cu durere, cu familie, cu asta. Deci nu. Hai să credem noi că am fost apreciați mai mult o secundă. Hai. Suntem prea răi. Și... toate lucrurile rele de pe lumea asta se întâmplă din cauza răutății noastre. Suntem răi, frustrați. De ce? Încrâncenați. De ce? Nu trebuie să fim așa. Să ne bucurăm. Să ne bucurăm când un om e sănătos. Să ne bucurăm că pe Alexandru Arșinel să-l vedem mâine pe scenă. Sănătos. Păi dacă îi strici sufletul, mai are omul la chef să vină. Nu. Și nu mai vorbesc nimic. Că toată ce am fost astăzi... Da, a fost o perioadă și este în continuare o perioadă foarte grea pentru Alexandru Arșinel, cu Stella, cu Cristina Stamate... Pentru teatru, multe probleme. Da. Groaznic. Nimeni nu apreciază... Cu operația, cu stentul, adică... Asta a fost o lovitură. Și mai vine și el și îl face în toate felurile, nenea ăla, care l-a înjurat atunci, acum a ajuns senator, și îl face pe Alexandru Arșinel... Păi de-aia cred că a ajuns senator. Dar nu înțeleg totuși cu ce ocazie acel om, poate că statutul ăsta și apără, îl face nenorocit pe Alexandru Arșinel. Am văzut astăzi, nu mai mi-a adică, aminte. Păi băiatule, am înțeles, dar ce-ar fi? Dacă tot ești senator, ce-ar fi să ai și un alt limbaj? Că pe tine te-a ales lumea, poate noi suntem civili, suntem particulari.